În amicalul de sâmbătă, pentru Foresta au marcat Căinari și Dumitriu câte două goluri, Cerlincă, Coroamă, Dănilă și Grumezescu. Galben-verzii au stat în etapa programată în weekend în Liga a doua, ca urmare a retragerii din campionat a celor de la ACS Berceni. La finalul rundei a 24-a, Foresta a coborât pe locul 10 în clasament. Formația suceveană a fost depășită de Luceafărul Oradea, care a remizat 2-2 cu Olimpia Satu Mare. În celelalte meciuri s-au înregistrat următoarele rezultate. CS Mioveni UTA Arad 0-2, Metalul Reșița Politehnica Timișoara 0-2, Dacia Unirea Brăila CS Balotești 1-1, CS Afumați Juventus București 1-3 și Academica Clinceni Sepsi Sfântul Gheorghe 1-2. În etapa programată la sfârșitul acestei săptămâni, Foresta va juca pe terenul formației Chindia Târgoviște.